ne dorim și recomandăm pacienților să facă tot ce pot ei, astfel încât să rămână cu dinții lor naturali, cât mai mult timp pe arcade. Puțină lume știe că fiecare dinte întruchipează o anumită fațetă a personalității noastre. Incisivii noștri centrali, cei pe care se văd cel mai bine atunci când zâmbim, sunt considerați dinții personalității sau dinții strălucirii proprii. Eu consider că trebuie să-i dai organismului și cărămizile de care are nevoie pentru a se vindeca, da? Pentru a vindeca locul acolo. Vreau să spun că majoritatea celor care suferă de parodontoză, când îi întreb dacă mănâncă fructe, cei mai mulți nu mănâncă deloc. Oricum să știi că în tot timpul ăsta cât am lucrat, eu nu am găsit nicio persoană cu mușcătura corectă. Nici măcar una. Adică nu am. Eu nu am găsit. Eu personal nu am găsit. Bine v-am găsit din nou, dragii mei. Am în platou alături de mine o doamnă doctor stomatolog, o prezență tânără, frumoasă și sunt convinsă că foarte mulți dintre voi care locuiți în București o să o și recunoașteți pentru că este pe multe panouri publicitare. I-am și făcut acest compliment, deci campania de marketing a doamnei doctor funcționează. Și să vă spun câteva cuvinte despre dumneaei, medic stomatolog, 18 ani de experiență, cu competență în stomatologie laser și competență fitoterapie, apiterapie, aromoterapie și medicină tradițională orientală, Ayurveda și medicina tradițională chineză. Este autor al unei cărți de stomatologie holistică și este pasionată de stomatologie holistică și medicină psihosomatică. Bine ai venit, Cristina! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru prezentare. Cu drag. Eu propun să ne tutuim pentru că suntem colege de breaslă și pentru că cu adevărat îmi face mare plăcere să am această discuție cu tine. Am avut așa un preambul nefilmat. Sunt lucruri foarte interesante, este o nouă abordare, sunt totodată lucruri moderne, dar și cu foarte multe accente din tot ceea ce înseamnă istoria medicinei, practici tradiționale și așa mai departe. O să vedeți imediat. Cristina, prima întrebare. Cât de mare este sau care este anvergura business-ului pe care l-ați dezvoltat tu și soțul tău în București? Și de cât timp ați început? Business-ul în sine există de mai mult timp, din anul 2008, însă el s-a dezvoltat foarte mult în momentul în care a apărut și Ștefan în poveste, și anume acum aproximativ 5-6 ani. Până atunci am lucrat ca și medic stomatolog cu propria afacere, care mergea bine, însă în momentul în care el a apărut și cumva a venit să completeze partea aceasta de management pe care noi medicii nu o stăpânim întotdeauna foarte bine. Din acel moment a început să crească totul și în acest moment afacerea noastră numărul 11 clinici și în acest moment se dezvoltă, mai sunt și altele în deschidere. 11 clinici în București sau în... Nu, în toată țara. 3 sunt în București și mai avem clinici în Oradea, Arad, Brașov, Pitești, Constanța, Sibiu, frumos. Cluj, Iași, da. Felicitări. Sper să nu fie omis ceva, da. Mulțumim. Și la mai mare. Da. Deci să zic, să înțeleg că 5 ani de trudă din partea soțului tău a creat acest business de anvergură pe care eu îl admir, îți spun sincer, știu ce înseamnă să fii doctor și să încerci să faci și management în același timp, este foarte, foarte dificil. Așa este. Care este avatarul, să zicem, avatarul pacient, tipologia pacientului care vă calcă pragul? Sunt toate categoriile de vârstă? Vă axați mai mult pe copii? Cum aveți? Care e clasamentul? Aș spune că ne adresăm tuturor. E adevărat că poate în ceea ce privește tratamentele copiilor, cumva nu am creat o clinică specială doar pentru copii, deși avem în intenție și acest lucru. În special tratăm adulți și abordăm absolut orice fel de patologie. Ce vă diferențiază? Aveți mai mult aparatură clasică sau lucrați mai mult cu laser? Care este abordarea? Abordarea noastră, aș spune așa, direcția principală este stomatologia biologică și această direcție cumva înglobează tot ce înseamnă
partea de abordare minim invazivă și aici, bineînțeles, intră și laserele dentare. De asemenea, ne interesează foarte mult nu doar să tratăm cauzele, ci să identificăm și să eliminăm, nu doar să tratăm efectele, ci să identificăm și să eliminăm și cauzele. Ne interesează și partea aceasta în care monitorizăm pacienții de-a lungul timpului pentru a preveni recidivele și ne mai interesează cumva să ajutăm pacienții să facă această legătură între stilul de viață și afecțiunile dentare ce pot apărea. Iată ceva totul nou pentru mine. Mă poziționez în locul unui pacient al clinicii voastre și să spun, de exemplu, am 54 de ani, o vârstă pe care nu o ascund, doresc să nu calg așa de des pe la voi și atunci, și atunci aș vrea să primez niște indicații. Ce ar însemna? Care este stilul de viață corect pentru ca să nu am probleme și să îmbătrânesc cu dinții mei, de exemplu? Asta este o problemă. Eu îmi doresc să îmbătrânesc cu dinții mei, să nu ajung la implanturi și așa mai departe. Da, cumva cred că asta este și direcția, una dintre direcțiile noastre importante, și anume faptul că ne dorim și recomandăm pacienților să facă tot ce pot ei, astfel încât să rămână cu dinții lor naturali, cât mai mult timp pe arcade. Bineînțeles, când nu se mai poate, apelăm și la implanturi și la celelalte tipuri de tratamente de care avem nevoie, dar în măsura în care putem, partea de prevenție ar trebui cel mai mult implementată și cumva educația pe partea aceasta ar trebui să pornească încă de la vârste mici. Pe parte de stil de viață, dacă ar fi să ordonez cumva, să fac așa un clasament al lucrurilor de care ar trebui să ținem cont, eu cred că aș pune pe primul plan stresul. Oh. Și, stresul e pe primul plan? Da, da. După care ar veni partea de alimentație, partea de igienă și de ce aș pune pe primul plan stresul? Știu că se vorbește destul de puțin despre asta, însă în ultimii ani, mai ales în ceea ce privește afecțiunile generale, că aici s-a discutat mai mult, pe partea de stomatologie foarte puțin. N-am auzit niciodată legătura între stres și patologia dentară. Da, da, știu. Încă nu se vorbește suficient de mult despre asta, însă oamenii încep să se deschidă legat de acest subiect și mai ales medicii încep să se deschidă, pentru că de la ei pornește totul cumva. Pacienții trebuie să audă de undeva lucrurile astea. Da? Și atunci, uite, de exemplu, dacă ar fi să luăm cazul unei parodontoze, da? Care este o afecțiune care, din păcate, afectează 8, chiar 9 din 10 români. Da? O problemă gingivală tot au, fie că e gingivită, fie că este parodontoză. Și noi știm, clasic vorbind, că o parodontoză apare datorită faptului că pacientul nu are o igienă corectă. Da? Asta ar fi un prim factor. Nu se spală suficient de des, suficient de mult și Și de eficient. Și aș vrea să subliniez faptul că de-a lungul timpului, pentru că am văzut foarte mulți pacienți în toți acești ani, nu este doar lipsa igienei factorul cel mai important. Pentru că sunt o grămadă de pacienți care se spală corect, care folosesc absolut toate mijloacele auxiliare de igienizare, duș bucal, periuțe care de care mai sofisticate, ape de gură și așa mai departe, și totuși suferă în continuare de această problemă. Deci n-aș putea spune că doar de aici vine problema, da? Pentru că parodontoza nu afectează doar, nu știu, pacienții dintr-o anumită clasă socială care n-au acces la cultură, n-au acces la partea asta de, efectiv, la o periuță de dinți și la o pastă de dinți, ci afectează și persoane intelectuale cu educație care au grijă de această, da, care au grijă de acest aspect. Și din acest motiv, cercetătorii au mers un pic mai departe, au împins mai departe studiile să vadă totuși ce alte lucruri ar mai putea să influențeze această
degenerarea oaselor maxilare, pentru că practic vorbim despre, când vorbim despre parodontoză, nu vorbim despre o boală a dinților, ci a țesuturilor de susținere, gingie și oase maxilare. Într-o parodontoză, gingia este inflamată și oasele încep să se retragă de pe dinți, lăsând dinții fără susținere, ei devin mobili și la un moment dat se pierde pe arcade. Și căutând și alte cauze, pentru că, da, bineînțeles, și igiena este un factor, și alimentația este un factor. De exemplu, o alimentație bogată în zahăr hrănește bacteriile care produc această boală. Și atunci, bineînțeles că luăm în considerare și aceste lucruri, dar la baza tuturor lucrurilor cumva stă și o componentă emoțională. Și în cazul parodontozei, această componentă emoțională se spune că ar fi aceea în care persoana respectivă, de-a lungul unei perioade mai lungi de timp, s-a simțit prinsă într-o situație de viață care a stresat-o foarte tare, a supărat-o foarte tare și pentru care nu a găsit o soluție. Și pentru că oasele noastre, cumva simbolic vorbind, ele sunt cumva susținerea noastră, da? Sunt structura noastră de susținere, am putea să extrapolăm și cumva să înțelegem faptul că o resorpție, o retracție a oaselor maxilare poate însemna și faptul că nu te simți suficient de susținut în viață, da? Nu ești cumva foarte, foarte stabil. Și despre osteoporoză, în general, se spune asta, că persoanele care suferă de așa ceva trec printr-un proces din ăsta în care nu se mai simt suficient de susținut. Ei bine, și în cazul parodontozei este ceva similar. Și vreau să-ți spun că de fiecare dată când am discutat cu pacienții suferinți de această boală și legat de situațiile lor de viață, întotdeauna, fără excepție, mi-au spus că au trecut prin perioade dificile. Cristina, stai un pic, trebuie să subliniem acest lucru. Deci ești medic, stomatolog și totuși ai această anamneză mai aprofundată, adică întrebi pe pacienții tăi de situațiile lor de viață, ai timp să faci și mai ales, cum să spun, ai disponibilitate să faci lucrul ăsta? În primul rând îmi place foarte mult să fac lucrul ăsta și cred că este și unul dintre elementele care aduce pasiune în munca mea. Și datorită faptului că de-a lungul ultimilor ani, cel puțin, chiar am participat la cursuri legate de aceste cauze emoționale ale afecțiunilor dentare. Am văzut munca altor medici, în special din Franța, care au scris cărți și au demonstrat că există aceste legături. Și apoi mi-am dorit foarte mult să văd dacă într-adevăr se potrivește, că na, așa e, când ai... Când ești format pe parte medicală, întotdeauna vrei dovezi. Da, vrei și să trebuie să verifici. Ai propria ta experiență ca să crezi cu adevărat. Da. Exact. Și atunci, bineînțeles că am început cu pacienții pe care îi simțeam deschiși și doreau să vorbească despre aceste lucruri, am început să discutăm. Da? Și chiar am văzut și e ceva cert că majoritatea treceau prin astfel de perioade foarte stresante și toți povesteau câte ceva. Mai mult decât atât, legat de partea aceasta psihoemoțională, puțină lume știe că fiecare dinte întruchipează o anumită fațetă a personalității noastre. Și faptul că un dinte este afectat de o carie, de exemplu, sau că a erupt într-o poziție vicioasă, asta ne arată că la nivelul acelei fațete a personalității s-a întâmplat ceva. Da, de exemplu, ca să dau așa un exemplu cât mai ușor de înțeles, incisivii noștri centrali, cei pe care se văd cel mai bine atunci când zâmbim, sunt considerați dinții personalității sau dinții strălucirii proprii. Și în momentul în care apare o carie, de exemplu, acolo, sau nu știu, orice... Sau sunt erup, că tocmai am vorbit despre copii erup și sunt puțin strâmbi sau decalați sau... Exact, da. Acest lucru poate să reflecte faptul că persoana respectivă a trecut printr-o perioadă în care stima de sine a fost mai scăzută. Adică nu arăt suficient de bine, nu-mi place suficient de mult de mine, da? Și acest lucru este somatizat.
La fel cum somatizăm multe alte emoții, ceea ce contează este ca acea emoție negativă să persiste suficient de mult timp până când s-o putem vedea pe corpurile noastre. Asta este condiția ca să apară și la nivelul dentiției. Da. Am participat la niște cursuri de endocrinologie online, ce-i drept, niște conferințe, mai bine zis, și la un moment dat mi-a atras atenția, a fost un subiect acolo tratat, parodontoza în legătură cu suferința tiroidiană. Știi ceva de treaba asta? Mi s-a părut o legătură la care nu m-aș fi gândit niciodată și că o suferință tiroidiană, în speță hipotiroidia, poate să ducă și la agravarea unei parodontoze sau începutul unei parodontoze. Mi s-a părut o legătură foarte interesantă. Se explica din punct de vedere medical ce... Care sunt legăturile? Da. Se explica, dar au fost explicate, dar sunt vreo 2 ani de când am participat la conferința aceea. Știu că undeva mi-am și luat repede niște notițe și am zis că o să aprofundez, caut eu și văd mai încolo. N-am mai apucat să fac lucrul ăsta, dar probabil că exact cum ai spus, parodontoza reflectă mai multe dezechilibre în organism, printre care și tiroida sau suferințele tiroidiene, care de altfel sunt implicate în absolut orice, se pare. Bun, deci ai acest discurs, ai această anamneză aprofundată cu pacienții, îi faci să înțeleagă că poate să... problema lor dentară poate fi și de acolo, din punctul ăla să pornească din acel punct emoțional. Ai cazuri care au rezolvat, au reușit să înțeleagă și să rezolve problema emoțională și tu să fii văzut peste un interval de timp o îmbunătățire la nivelul problemelor dentare? În curând lucrez la asta. Mi-aș dori să creez chiar un concept, deja m-am gândit la un nume pentru el, dentherapy, în care pacientul să aibă această ocazie ca din discuția cu medicul să beneficieze de o hartă emoțională a dinților, da? Pentru că practic poți să citești pe dinți emoțiile pacientului și asta este un adevăr, chiar se poate face asta. După care mi-ar plăcea să implementez în clinicile noastre un sistem de cabinete de psihologie, de exemplu, da? Un serviciu de psihologie, astfel încât după discuția cu medicul stomatolog și odată cu tratamentele stomatologice pe care oricum trebuie să le facem, pacientul, pornind de la anumite idei și de la anumite discuții, să poată să meargă apoi la psiholog și să intre într-o terapie, practic. Da? Pentru că noi suntem stomatologi, nu putem face acest lucru și nici nu e zona noastră de expertiză. Eu am făcut și o formare de consilier de dezvoltare personală, tocmai pentru că mi-a plăcut un pic și zona aceasta și îmi place să intru și să comunic cu oamenii, nu doar să, nu știu, nu mi-a plăcut niciodată stilul ăsta în care așez pacientul pe scaun, nici nu-l întreb de ce a venit, iei instrumentele, ei și așa sunt traumatizați de alte experiențe stomatologice și noi oricum suntem sperietori pentru ei în general. Mi-a plăcut întotdeauna să țin cont de ce își dorește pacientul, să găsesc tratamente cât mai puțin invazive și de asta am căutat laserul și de asta l-am și promovat și popularizat atât de mult în ultimii ani, pentru că mi se pare un instrument absolut fantastic, dacă știi să lucrezi cu el, că și asta, este o altă zonă un pic sensibilă. Din păcate, în România, probabil că partea asta cu laserele dentare n-a fost foarte cunoscută și pentru că costul unui astfel de aparat este foarte mare, trainingurile medicale au niște costuri foarte mari și atunci, în momentul în care te hotărăști să mergi într-o direcție de genul ăsta, chiar trebuie să dispui de niște fonduri ca să poți investi. Și pe urmă să poți oferi pacienților o experiență complet diferită, pentru că chiar este ceva complet diferit. Bun, am înțeles. Deci, componenta de stres, aici puțin am putea
să lucrăm și să scădem această componentă, pentru că asta este viața pe care o trăim. Avem joburi, avem familie, avem copii, avem de toate, trebuie să ducem acest ritm. E adevărat că trebuie să ne regăsim, să avem o zi, două, o zi măcar pe săptămână în care să reușim să reducem stresul ăsta, să ne reechilibrăm. Dar dacă nu reușim să facem lucrurile astea deloc, am putea să facem ceva localizat ca să ne păstrăm dantura și să fie, cum să spun, lăsând la o parte stresul, celelalte componente, ceilalți factori, să reducem impactul acestor factori și să ne păstrăm dantura cât mai mult timp. A fost moda aceea cu fațetele, cred că sunt 4-5 ani, în care toată lumea, toate vedetele României apăreau la televizor cu fațete. E ceva benefic, e ceva care ne strică dintele, e bine să facem asta, ar fi bine să fim mai reținuți. Care este părerea ta, Cristina? Aș vrea să ne întoarcem puțin la partea cu stresul, pentru că aș vrea să explic ceva acolo și pe urmă revenim și la fațete. Referitor la stres, cred că ar fi bine să înțelegem puțin cam cum ajunge un factor stresant să se somatizeze și să vedem treaba asta în corpul nostru, pentru că probabil că puțin oameni știu cum se întâmplă efectiv asta, pentru că nu e o magie sau un buhuhu sau o vrăjitorie, da? Ci este ceva perfect interpretabil din punct de vedere medical. Și eu îmi fac timp și le explic de obicei pacienților treaba asta ca să înțeleagă de ce vorbim despre această componentă emoțională în cazul afecțiunilor dentale. În principiu, un eveniment de viață, oricare ar fi el, el n-are nicio conotație decât cea pe care i-o dăm noi. Așadar, perspectiva noastră, modul în care privim noi un eveniment, îl face să fie stresant sau nu. Bravo. Un eveniment oarecare poate să fie pentru mine ceva extrem de stresant și pentru tine să nu însemne nimic. Corect. Da? Și atunci, modul în care privim noi evenimentele, percepția noastră, determină la nivelul sistemului nervos central o secreție de hormoni, da? De neurotransmițători. Și dacă evenimentul respectiv este unul pe care eu îl percep ca fiind pozitiv, de exemplu, m-am îndrăgostit, da, mă simt bine, asta e mai ușor de înțeles pentru toată lumea. Creierul începe să secrete ce? Începe să secrete dopamină, oxitocină, serotonină, vasopresină, da, din gama asta de hormoni ai fericirii. Da? Acești hormoni, bineînțeles, că ajung la nivel de celule, prin sânge, și acolo vor genera un răspuns celular, care este unul, de obicei, de creștere, de regenerare, da? Un răspuns pozitiv. Bineînțeles că celulele, într-o astfel de situație, vor genera sănătate, da? Deci ne vom bucura de sănătate. Dacă însă un anumit eveniment, îl percep ca fiind ceva negativ în viața mea, ceva negativ pentru mine, secreția de neurotransmițător va fi din zona de hormon de stres, adică cortizol, da, adrenalină și așa mai departe. Și la nivel de celule, ei, acest gen de hormoni oprește creșterea celulară, da? Și dacă se menține pe termen lung o astfel de situație cu mult cortizol în corp, inclusiv la nivel salivar crește cortizolul și normal că afectează și cavitatea orală. Bineînțeles că sănătatea va fi afectată și ne putem îmbolnăvi. Scade imunitatea. Exact, exact. Și atunci e destul de ușor de înțeles, trebuie doar să facem legăturile astea. Să înțelegem cum stresul poate să ne afecteze sănătatea, indiferent că vorbim despre dinți sau despre restul corpului. Și de asta cumva se pune foarte mult accent pe partea asta de well-being și de management al stresului, fiindcă e foarte important, fiindcă cumva chiar dacă încerci să suplinești prin celelalte lucruri, printr-o alimentație adecvată, printr-o igienă adecvată în cazul dinților, da? Totuși, dacă această componentă emoțională este foarte puternică, nu vei reuși niciodată să aduci pacientul respectiv pe o linie de plutire decât temporar. Pe urmă apar recidivele. Și aici, uite, de exemplu, aș vrea să-ți spun o situație pe care am întâlnit-o de-a lungul timpului. De exemplu, noi avem niște protocoale de tratament al parodontozei cu laserul, da? Și pe urmă niște protocoale prin care monitorizăm pacientul pe termen lung. El vine, îl verificăm
Și dacă respectă toate indicațiile pe care le dăm noi, care sunt destul de lungi, niște liste mari, cu suplimente naturale, cu toate cele, cum să se spele, ce să folosească, dacă el le respectă, în general se menține în parametri foarte buni pe termen lung. Dar mi s-a întâmplat ca pacienți pe care îi știam conștiincioși și care veneau la mine de ani de zile și care avuseseră astfel de tratamente pentru parodontoză în antecedente, să vină la un moment dat, deși 2-3 ani au fost ok, cu o recidivă. În condițiile în care se spălau pe dinți, se hrăneau sănătos, făcuseră schimbări în stilul lor de viață. Și atunci mi-am pus întrebarea, ok, ce se întâmplă? De unde și până unde a apărut din nou problema asta? Și când îi întrebau, dar ce s-a întâmplat în viața ta în perioada asta, nu știu, în ultimele luni, de exemplu? Toți, fără excepție, îmi spuneau că au trecut printr-o situație stresantă. Fie au divorțat, fie, nu știu, a decedat cineva din familie. Au trecut printr-o suferință puternică. Și, bineînțeles, scăzându-le imunitatea într-o astfel de situație stresantă, pe o perioadă mai lungă de timp, a apărut și recidiva în ceea ce privește parodontoza. Deci este, am avut cu toții o perioadă destul de lungă, destul de ciudată asta, perioada pandemiei, în care cu toții am avut probabil nivele mai ridicate de cortizol decât de obicei. Ai menționat acea listă interesantă cu indicații și ai spus că acolo sunt niște suplimente și niște, ne pus da câteva lucruri, din, de exemplu, la nivel de suplimente, cam ce ar trebui să... Da, eu pun accent și pe faptul că în momentul în care faci un tratament pentru parodontoză, cu laserele ceea ce facem noi este să eliminăm bacteriile care produc boala și să vaporizăm țesuturile infectate subgingivale din pungile parodontale. Și practic noi lăsăm acolo curățenie, astfel încât corpul să se poată vindeca, da, să se poată regenera. În cazul parodontozei vorbim despre o stopare a evoluției bolii, pentru că vindecarea ar însemna să crească osul și gingia la loc, ceea ce din păcate încă nu știm să facem. Poate peste 20 de ani o să știm să facem și asta. Da? Eu consider că trebuie să-i dai organismului și cărămizile de care are nevoie pentru a se vindeca, da? Pentru a vindeca locul acolo. Pentru că degeaba îi ceri să reconstruiască celule, ligamente și așa mai departe, dacă lui lipsesc foarte multe lucruri, da? Dacă are foarte multe carențe pe parte de vitamine, minerale și așa mai departe. Deci, cumva, suplimentele sunt din zona aceasta. Pun accent, un accent foarte mare pe vitamina D și pe vitamina K2. Despre vitamina K2 am observat că nu se cunosc prea multe. Că oamenii nu știu, când îi întreb, ai auzit vreodată de vitamina K2, știi că e vitamina anticarie? Știi că e vitamina antiparodontoză? Cei mai mulți nu știu. Pentru că e o vitamină relativ recent cunoscută, relativ recent descoperită și care e cumva prietenă sau soră cu vitamina K, cea care coagulează sângele, dar ea face ceva total diferit. Respectiv se asigură că calciul se depune în oase și dinți, deci acolo unde trebuie să se depună. Și când această vitamină K2 este într-o cantitate mai mică decât necesar, calciul nu se mai depune acolo unde trebuie și începem să suferim de litiaze. Și la nivelul cavității orale vedem, poate ai văzut sau poate știi persoane cărora li se depune tartru foarte repede, deși se spală pe dinți. Ăsta poate fi un motiv, o carență de vitamina K2, care face ca aceste depozite de calciu să nu se ducă acolo unde ar trebui și să se depună pe unde pot foarte ele. Foarte repede, însemnând în câte luni? Depinde de situație. Dar sunt unele persoane pe care după 2-3 săptămâni deja le vezi cu tartru. Sunt și sunt destul de multe. Și se plâng. Oare ce fac greșit? Pentru că mă spăl și folosesc duș bucal și tot ce mi-ați mai dat pe listă și uite, tot se depune repede. Și ăsta poate fi unul dintre motive. Nu e întotdeauna singurul, dar poate fi unul dintre motive. Și atunci eu am grijă ca pacienților să le dau suplimente, în general o combinație de vitamina D cu K2, astfel încât să mă asigur că îi ajut și pe partea asta. Încă un element interesant este coenzima Q10. Studiile arată că această coenzimă este într-o cantitate mult mai mică, prezentă în parodonțiul celor care suferă de parodontoză, deci la nivelul gingiei.
și chiar se recomandă și aplicare directă, locală. Uh-huh. A se fac anumite paste, chiar sunt chiar și paste de dinți cu coenzima Q10, nu prea sunt, la noi nu prea, nu le-am văzut așa de frecvent, dar există. Și bineînțeles se poate administra și este indicat să administrăm și general coenzima uh-huh. Q10 și eu fac asta pentru pacienți. Vitamina C, bineînțeles, asta. Uh-huh. Și un aspect important ce mi s-a părut mie interesant este că eu sunt mereu atentă și întreb pacientul cum se hrănește, ce alimentație are, ca să-mi dau seama cam de unde pornim pe parte de carențe și pe parte de îngrijire personală. Și vreau să spun că majoritatea celor care suferă de parodontoză, când îi întreb dacă mănâncă fructe, cei mai mulți nu mănâncă deloc. Și când spun deloc, nici nu-și aduc aminte când au mâncat ultimul fruct. Se gândesc, nu știu, parcă am mâncat o portocală de Crăciun, dar nu știu dacă Crăciunul ăsta sau acum 2 ani. Deci este incredibil. Când îi întreb, cei mai mulți nu mănâncă fructe. Și cei mai mulți îmi spun, îi întreb, ok, și ce mâncați? Eu mănânc foarte sănătos. Adică ce? Păi ce-mi gătesc în casă? Faptul că e gătit în casă Corect. Nu înseamnă neapărat că este și sănătos. Cu 2 kg de făină și 2 kg de zahăr, nu înseamnă că ceea ce mâncăm este sănătos. Sau prăjit, sau Dumnezeu știe, nu știu ce a făcut cartofi prăjiți. Mm-hmm. Asta nu înseamnă că oferim corpului nostru nutrienții de care avem nevoie. Pentru că, eu cel puțin așa cred, acum nu știu dacă e neapărat o rețetă pentru toată lumea, dar eu cred că ar trebui să mâncăm într-o proporție cam de 80% crud și restul gătit, pregătit și așa mai departe, dacă vrem într-adevăr să ne menținem. Adică să nu ne lipsească practic nicio zi legumele crude, fie salată, fie pur și simplu mușcăm dintr-un castravete sau așa, și fructele, da? Fructele în fiecare zi. Și restul ce mai fi? Gătit, o ciorbiță, o mâncărică. Exact. Și eu chiar le trec acolo pe listă și le subliniez. În fiecare zi un fruct, măcar unul, și o salată. Indiferent ce mai mănânci, pe lângă asta e mai greu de controlat. Dar măcar astea să nu lipsească, pentru că dacă ne lipsesc enzimele, viața nu prea e posibilă, da, avem Cristina, mare nevoie de asta. Ai observat vreo legătură între bicarbonatul de sodiu și sănătatea orală sau între spălatul cu sare pe care, mă rog, îl știm de la părinții și bunicii noștri și sănătatea orală? Ai văzut vreo legătură? Da, păi uite, de exemplu, legat de sare. Bunicile noastre știau ele ceva când foloseau așa ceva pentru igienă, pentru că sarea este un foarte bun antibacterian, în sensul în care, având această proprietate de a fi higroscopică, practic trage apa din celula bacteriană, o deshidratează și moare. Uh-huh. Da? Și atunci sarea, din punctul meu de vedere, este foarte benefică, numai că dacă o folosim așa ca și pastă de dinți sau praf de dinți, ea poate fi foarte abrazivă și n-aș recomanda să o folosim așa, gen punem pe periuță. Punem periuța budă, da, în borcanul cu sare. N-aș recomanda decât dacă, nu știu, e o sare din aia foarte fină și facem treaba asta o dată pe lună, nu mai mult. Aha. Dar eu consider că este la fel de eficient să faci o soluție salină. Da, să pui într-un pahar cu apă o linguriță de sare și să te clătești așa. Și după ce se dizolvă, da, exact. Da. Uh-huh. Da. Are același efect și nu există riscul ăsta să abrazezi smalțul, da, uh-huh. Cam asta ar fi ideea. Acum, legat de pastele de dinți, că dacă tot vorbim despre asta, una dintre recomandările mele ar fi să folosim paste de dinți cu ingrediente cât mai naturale. În măsura în care putem, și acum chiar există variante în aproape toate magazinele naturiste, să folosim ingrediente 100% natural. De ce spun asta? Pentru că mucoasa bucală este foarte permeabilă pentru absolut orice substanță cu care intră în contact. Și noi asta știm, e ușor să ne dăm seama de asta, pentru că știți că nitroglicerina se pune sub limbă ca să-și facă efectul imediat. Da. Alcoolul începe să absorbă din, da, și așa mai departe. Exact, exact. Pentru că zona respectivă e foarte bine vascularizată și atunci preia foarte repede substanța activă și o transferă în corp. E, la fel se întâmplă și cu pastele de dinți.
Adică tot ce pui acolo ajunge și în sistem. Uh-huh. Da? Și din punctul meu de vedere ar trebui să fim atenți și să avem mai multă grijă legat de asta. Pentru că o pastă de dinți se folosește de minim 2 ori pe zi, pentru cei care chiar au grijă și folosesc. Da? Uneori chiar de 3 ori pe zi. Și atunci ne impactează cantitatea asta de substanțe ingerate. Mai există și o mică cantitate pe care o înghiți, dar aș spune că aceea este neglijabilă pe lângă cantitatea care se absoarbe prin mucoasă. Uh-huh, uh-huh. Și aici, pentru că noi mai folosim și deodorante care conțin tot felul de substanțe nocive și creme și șampoane și așa mai departe, practic ne intoxicăm din 1000 de direcții. Da. Se tot adună. Exact. Vis-a-vis de apele de gură, deci am zis, pasta de dinți să fie cât mai aproape de natural, să eventual 100% cu ingrediente naturale, am observat că există, cu cât e mai naturală, cu atât face mai puțină spumă, e o legătură între astea două, adică nu trebuie să ne deranjeze faptul că nu mai face atâta spumă cât face renumita pastă de dinți. Cele care nu fac spumă sunt în general cele care conțin argilă. Nu toată lumea este nebunită după argilă și mulți îmi spun că după ce se spală rămâne așa ceva, o depunere, ca și cum nu s-au spălat pe dinți, nu se simt curați cumva. Dar au apărut acum și variante care nu conțin argilă și care din foarte multe puncte de vedere seamănă cu pastele de dinți clasice, adică sunt la fel de albe, fac la fel de multă spumă, au aceeași esență mentolată și care sunt naturale. Există, chiar și eu personal îmi cumpăr, când mai am timp și îmi place să fiu creativă, mai prepar și singură acasă, da, cu rețete simple, da, nu mă complic cu ceva prea complex. Dar există în acest moment și se pot achiziționa paste de dinți care seamănă foarte mult cu pastele clasice, dar sunt naturale. Apa de gură, de exemplu, îți spun rutina mea, nu știu de ce, dintr-o dată am simțit nevoia să fac așa. Nu mai folosesc și pastă de dinți, adică să mă spăl și după aceea să mă clătesc cu apă de gură, deși fiicei mele așa îi fac, da? Ca să înțelegi. Simt că pot să înlocuiesc fie una, fie alta. Uneori iau o gură de apă de gură și mă clătesc cu periuța cu apa aia de gură și mă simt la fel de curată de ca și cum le-aș fi făcut pe amândouă. E adevărat că uneori am nevoie să folosesc ața dentară, asta e, simt nevoia că trebuie să mai scot de pe acolo una alta. Altă variantă mai bună n-am găsit decât ața dentară și cam atât. E bine, e rău ce fac? Se spune că pasta de dinți nu e neapărat cel mai important instrument, ci peria în sine. Periuța. Adică ai putea să nu folosești nicio pastă, nimic și doar nicio să folosești... Și apă de gură și doar periuța. Exact, ca să cureți, să îndepărtezi placa bacteriană. Aha. Acum, dacă e să o luăm așa, să ne ducem un pic în spate și să privim mai obiectiv, ar trebui să ne gândim la faptul că peria și pasta de dinți sunt niște invenții relativ recente. Adică mii de ani. Nu s-a folosit așa ceva și știm foarte bine că starea de sănătate dentară a oamenilor în general era în anumite perioade foarte bună. Da, ei sunt destule rămășițe umane cu dinții în gură, dar e adevărat că ei mureau foarte tineri. Adică mureau mult mai tineri decât se moare în zilele noastre. Da, într-adevăr. Deci ei foloseau, Dumnezeu știu ce foloseau, dar aveau dinții lor și erau fără carii. Ce mi-a plăcut mie și există un medic canadian, un medic stomatolog canadian, care prin anii 1900, el a scris și o carte legat de asta, a avut curiozitatea să facă un studiu și să călătorească prin toată lumea. Să meargă în diverse comunități din astea de băștinași, unde nu ajunsese civilizația, da? Practic, cu alimentația, cu stresul și cu toate celelalte, în care ei trăiau perfect natural, ca niște familii mai extinse, da? Și hrănindu-se cu ce produceau ei acolo local și fără să îi deranjeze nimeni. Și studiile lui toate arătau și are și poze făcute, ceea ce mi se pare foarte interesant.
oamenii respectivi erau perfect sănătoși din punct de vedere stomatologic. Sub 1% exista incidența cariei, în condițiile în care ei nu văzuseră în viața lor o perie de dinți sau o pastă de dinți, adică cred că conștientizăm treaba asta. Aveau arcade perfect simetrice, cu dinți perfect aliniați pe ele, nu exista să aibă o ocluzie defectuoasă, o mușcătură defectuoasă, deci era fantastic. Și el s-a întors din toată această călătorie și, consultând la cabinetul propriu, unde, care era în Canada și pe urmă, nu știu, s-a mutat la Londra sau ceva de genul ăsta, a văzut că în această populație, așa zis, civilizată, incidența cariei era extrem de mare și ocluziile erau foarte defectuoase, mușcătura foarte defectuoasă. De fapt, aceste anomalii dentomaxilare foarte frecvente. Și el a corelat toate aceste lucruri, în primul rând, cu alimentația, dar corelația trebuie să meargă un pic mai în profunzime și la factorul de stres. Da? Pentru că oamenii respectivi, în comunitățile respective, nu aveau factori de stres. Adică nu se compară cu viețile pe care le era cortizolul ridicat zi de zi. Exact. Da, foarte interesant. Vis-a-vis de periuța de dinți, ca să subliniem și asta, să fie medie, soft, am văzut acum cu peri de silicon, am găsit o periuță cu peri fin, dar din silicon. Cum ar trebui să fie periuța? Ce periuță să alegem? Eu aș zice că ar fi bine să o alegem și în funcție de nevoile fiecăruia. Uite, de exemplu, foarte frecvent sunt întrebată dacă ar trebui să folosim o periuță de dinți electrică, pentru că e cumva la mod în ultimii ani, mai toată lumea și-a cumpărat un astfel de dispozitiv. Ei bine, eu nu cred că e pentru toată lumea, în sensul în care eu, de exemplu, n-am reușit să mă obișnuiesc cu periuța electrică. Mi se pare foarte dură. O resimt ca fiind foarte agresivă față de dinți și atunci, efectiv, n-am putut. Asta nu înseamnă că pentru alte persoane nu poate fi o indicație bună. Unii se simt bine. Dacă ar fi să recomand o periuță de dinți electrică, aș merge pe o periuță care face nu face o mișcare rotativă. Este mai mult o mișcare din asta, o vibrație, cumva. Aceea cred că ar fi cumva mai prietenoasă și mai eficientă decât o mișcare rotativă, care, de exemplu, pentru o persoană cu parodontoză, unde deja există retracții gingivale, cu expunerea rădăcinilor dentare, în momentul în care faci o mișcare rotativă, e posibil să afectezi gingia și să accentuezi această retracție gingivală, mai ales dacă nu știi cum să folosești periuța corect. Și atunci cred că ar trebui să fim un pic precauți și ar trebui să discutăm puțin cu medicul înainte să ne alegem o periuță, să ne spună ok, care ar fi cea mai potrivită pentru mine. Și cum folosim periuța corect? Eu așa am învățat că trebuie folosită. Exact. Păi așa și trebuie, dar mișcările ar trebui să fie verticale, întotdeauna dinspre gingie, înspre marginea liberă a dintelui. Deci nu du-te, vino în sus, în jos, că ridicăm și în cazul ăsta, nu? Exact, exact. Și nu periaj orizontal. Întotdeauna dinspre gingie, înspre marginea liberă a dintelui. Practic ne imaginăm că măturăm suprafețele dentare, luăm gunoiul, luăm mizeria și o aruncăm afară. Da, cam asta e ideea. Ce facem cu copiii? Cum îi educăm? Cum îi împrietenim cu ideea de a merge la dentist? Că și aici e o filozofie întreagă. Mă rog, acum ne mai ajută. Sunt și desene animate, există și cărți, mai există și câte o păpușă. Avem și un la Disneyland, la Destiny Park, deci la Destiny Park, parcul acela de joburi pentru copii, există și un cabinet stomatologic la care fetița mea s-a dus de fiecare dată, îi place tare mult acolo. Dar lăsând toate astea la o parte, cum reușim să aducem copilul cu bucurie și cu plăcere la dentist? Cum reușim să-l ducem? Ce trebuie să faceți voi, de fapt? Da, uite, eu am avut o experiență interesantă în Nepal, acum vreo 6-7 ani. Am fost acolo într-un program de voluntariat stomatologic și am avut ocazia să tratez copii în vârf de munte, copii care nu văzuseră niciodată un dentist. Nu avuseseră niciodată, nici ei și nici părinții lor, nu avuseseră niciodată parte de vreun tratament stomatologic, nu văzuseră nici măcar fete blonde, da? Adică era ceva complet sălbatic acolo. Și
vreau să-ți spun că acești copii veneau la noi fără niciun fel de teamă, fără niciun fel de resentiment, fără niciun fel de preconcepție. Se așezau pe scaun, acceptau tot ce le făceam noi acolo. Nu lucram cu anestezie pentru că nu aveam, am lucrat în niște condiții foarte neprielnice, să zic așa. Se ridicau de pe scaun și ne întrebau, pentru că știau absolut toți engleză. Deci ei dispensar medical nu aveau acolo, dar aveau toți librării și mergeau la școală și toți copiii știau limba engleză, ceea ce mie mi s-a părut fantastic. Și mă întrebau dacă pot să mai vină și a doua zi și dacă pot să mai vină cu un prieten sau cu o prietenă. Deci atmosfera de acolo mi-a tras așa un semnal de alarmă și mi-am dat seama că e o diferență oricum foarte mare între ce se întâmplă cu copiii ăia și ce se întâmplă cu copiii noștri de aici, unde de obicei trebuie să te rogi cu cerul și cu pământul, să se așeze pe scaun, să deschidă gurița, să le tratezi și așa mai departe. Și m-am gândit care ar putea să fie cauza, de ce ai noștri sunt așa de speriați și de ce ceilalți nu sunt. Și cred că aici este tot factorul acesta psihologic și faptul că copiii preiau din familie de multe ori, ei nefiind niciodată în situația de a merge la dentist. Da? Deci să zicem că un copil chiar n-a fost niciodată la dentist ca să aibă o experiență neplăcută și de ei să tragă concluzia că e ceva rău acolo. El vine deja speriat. De ce? Pentru că simte, aude în familie că mama e speriată, discuții despre că am fost eu la stomatolog și m-a durut și mi-a făcut injecție și m-a umflat. Mai sunt părinți care își amenință copiii. Da. Te duc eu la dentist sau te duc eu la doctor să-ți facă injecție dacă nu ești cu minte. Uh-huh. Și atunci se preia uneori și dacă nu vorbești, doar îngrijorarea aia de mamă sau de tată care merge cu copilul la dentist și ți-e teamă că o să-l doară sau că o să sufere sau că nu știu ce o să se întâmple acolo. Copilul preia. Deci cumva. Zilele astea, dacă e să am un stres, am stresul că pe data de 20 am o programare la stomatolog pentru Diana și pe data de 23 alta. Deci te rog să mă crezi că e cel mai mare stres pe care l-am eu. Și vorba aia, nu sunt o persoană care să nu am stres în viață, să n-am atâtea pe cap. Ea simte lucrul ăsta. Cred că le simte, cred că de aici e. Le simte și trebuie, noi ca părinți, și eu am doi copii și știu ce înseamnă lucrurile astea, în primul rând trebuie să lucrăm un pic cu noi, cu emoțiile noastre, fiindcă de multe ori le transmitem copiilor starea noastră de neliniște. Și de multe ori oricum ne îngrijorăm degeaba, că cel mai probabil o să fie bine și o să fie ok. E pe mâini bune, o să își facă tratamentele, dar cumva asta într-adevăr e o chestie un pic mai greu de gestionat, pentru că ca părinte tot timpul ai un stres când vine vorba despre copilul tău și mai ales când vine vorba de mers cu el la medic, indiferent pe ce specialitate. Da, deci trebuie să lucrăm și noi părinții puțin cu noi înșine. De multe ori s-a întâmplat, adică eu n-am fost foarte des cu Briana la medic până acum și de fiecare dată când am mers am fost surprinsă de puterea ei, de drăgălășenia ei și de ușurința cu care de fapt s-a rezolvat problema și n-am înțeles de ce am fost eu așa de stresată. Adică trebuie să am puțin încredere în ea, puțin mai multă, pentru că ei știu până la urmă să gestioneze destul de bine tot. Și comentariile și discuțiile pe care le angajează cu medicul în mod direct, fără să mai fiu eu introdusă în... M-au surprins fantastic și pe mine și pe medici în general. Deci am vorbit de periuță, am vorbit de apă, am vorbit de pasta de dinți. Să vorbim puțin de problema florului. Cum e Cristina cu florul? Sunt medici trebuie să... E o întrebare delicată. Întrebare delicată, dar am avut și eu invitat și aici un coleg de tot stomatolog. A zis categoric fără flor. Dacă e să întrebăm pe alții categoric cu flor, care e părerea ta? Cum ar trebui să facem? Pasta de dinți cu flor sau fără flor? Sunt păreri pro și contra, clar. Da. Cei care spun că e bun florul se referă la faptul că, într-adevăr, el cumva ajută la întărirea smalțului dinților și ajută cumva la o rezistență mai bună la carii. Cei care spun că n-ar fi bine să folosim asta se referă la faptul că florul are un potențial neurotoxic. Și, nu știu, să zicem că dacă ți-ai face o florisare, de exemplu, în cabinetul stomatologic de două ori pe an, expunerea la flor nu este atât de mare și este ok, din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, a ingera flor, exact ce vorbeam noi, prin mucoasa bucală și așa mai departe, de trei ori pe zi,
poate să fie ceva care să nu-ți aducă foarte multe beneficii. Dar tocmai prin faptul că folosești frecvent această substanță. Mai mult flor în circulație decât eficiența lui la nivelul smalțului, să zicem. Sau da, cumva... Versus florizarea în cabinet. Nu? Da, și cumva să pui în balanță puțin și partea asta de neurotoxicitate care... beneficii versus riscuri, uneori, nu știu dacă... Nu știu ce să zic, dacă e alegerea cea mai corectă. Acum, dacă e să mă întreb pe mine personal, mie nu-mi place să folosesc substanțe deasupra cărora stă un semn de întrebare. Dacă e un semn de întrebare acolo, înseamnă că ceva... În baia ta pe etajeră, ce fel de pastă de dinți ai? 100% naturală, fără flor. Bun, gata, ne-ai dat răspunsul. Asta e părerea mea, asta e modul în care văd eu lucrurile. Dar înțeleg și partea cealaltă care gândește, eu cumva mă gândesc și din punct de vedere sistemic. Dacă te gândești strict la dinți, da, există avantaje. Dacă te gândești per total, holistic vorbind, atunci există lucruri cu dus întors și poate ar fi bine să filtrezi puțin, să vezi cum simți față de lucrul respectiv. Eu merg mult pe partea asta de intuiție, pentru că corpul nostru știe de cele mai multe ori ce are el nevoie. Și când când te gândești la un lucru, dacă e bun pentru tine sau nu, simți dacă trebuie să faci chestia respectivă sau nu. Dar de multe ori nu ne ascultăm intuiția, nici la alimentație, nici la igienă, nici la alte lucruri în viața noastră. De multe ori suntem pur și simplu agresați cu foarte multe informații, multe reclame și nu mai știm pe ce lume suntem. Și asta pornește de la fragedă pruncie, pentru că, de exemplu, la programele de desene animate pentru copii, într-adevăr, nu sunt reclame la mâncare, nu mai există mâncare, nu mai sunt dulciuri, dar sunt paste de dinți, creme de față pentru mămici, detergenți. Și mi-aduc aminte, Briana o luam la cumpărături cu mine, încă de pe la 5 ani am luat-o cu mine la cumpărături și alegea ce vedea ea în reclamele acelea. Mama, nu e așa? Uite, e asta că e bună. Și a trebuit să-i explic copilului că nu tot ce vezi la televizor e bun. Deci a trebuit să contracarez acest efect atât de puternic al reclamelor la această vârstă, 5 ani. Un copil care vede de 100 de ori reclamă la un detergent și nu vine și contrabalansarea din partea părintelui, va crește și va trăi cu senzația că e atât există, altceva nu e nimic mai bun. Și atunci trebuie să, într-adevăr, această avalanșă, tsunami de reclamă și manipulare, zic manipulare pentru că ăsta este termenul din DEX, trebuie să o gândim și să ne ascultăm intuiția, într-adevăr, și instinctele. Trebuie să le ascultăm că ele există și sunt reale și ne păzesc de rele. Acum, dacă ar fi să, scuză-mă că te întrerup, dacă ar fi să spun și eu ceva legat de partea asta, uite, eu am un băiat mai mare de aproape 14 ani și un băiat mai mic de 3 ani. Și pe băiatul cel mare, pentru că, nu știu, nu m-am gândit prea mult la asta, nu mi-am dat seama de anumite lucruri, l-am lăsat la televizor de mic. Și l-am lăsat și la jocuri video și la clipuri și așa mai departe. Și am observat exact ce spuneai și tu, că începea să creadă mai mult ce aude acolo decât ce îi spuneam era eu acasă, mai important, legat da. De absolut orice. Am observat și că, într-adevăr, nu mai este la fel de atent, nu mai este la fel de prezent, că se plictisește mult mai repede. Dacă îi dai altceva să facă, nu știe cum să facă să fugă iarăși la calculator, să se joace online cu prietenii și nu știu ce să mai facă. Avându-l pe cel mic la o vârstă la care zic eu că m-am mai copt un pic la minte, respectiv la 40 de ani, m-am gândit să fac diferit cu el. Și nu l-am lăsat deloc, nici la... Oricum n-avem TV în casă, trăim. N-aveți televizor în casă? N-avem televizor. Dar de ce Cristina? Păi uite de asta. Asta e unul dintre motive. Și nu l-am lăsat în fața ecranului, dar nici la telefon, adică nu că n-am televizor, dar îi dau telefonul. Da. Nu. Am hotărât împreună cu soțul meu că pe el o să-l lăsăm așa mai sălbatic. Gen, la grădiniță, cu ce se întâmplă la grădiniță, și când ajungem acasă, în curte afară, desculți, la joacă,
și contact cu natura. Exact. Da. În casă, când se face târziu, seara și ne culcăm. Și, în schimb, îi citesc povești. Asta, într-adevăr, are cărți multe. Seara, cărticim, așa se numește. Da? Haideți să cărticim ceva. Și am observat, are 3 ani și ceva, diferențe destul de mari între el și fratele lui, în sensul de prezență mai mare, mai atent. Nu se plictisește așa de repede. Lui poți să-i dai ceva să facă și nu caută să fugă în altă parte. Este, îl simt mai prezent în viața lui, mai ancorat în realitate. Pentru că, într-adevăr, asta se întâmplă. Televizorul, videourile, jocurile video și așa mai departe te distrag și te scot din realitate. Ești tot timpul cu mintea în altă parte și cumva îți creează și o adicție. Vrei mereu să fii acolo, că îți place, că e mult mai atractiv. Da, este un mare pericol, știm cu toții. Pe mine mă bucură faptul că Briana, dacă îi dau 2 variante, ia tableta și joacă-te sau du-te în parc cu prietenii, întotdeauna va alege hai în parc cu colegii de școală. Ăsta e un lucru de care sunt mândră, că a reușit să... Așa, și faptul că nu mai are încredere în tot ce se vede pe ecran, pentru că ea va vedea de aici încolo multe alte lucruri pe toate ecranele posibile și trebuie să vină și doresc să vină și să mă consulte în tot ceea ce, toate impresiile pe care le are, ca să le așezăm acolo unde trebuie. Cristina, să revenim puțin la fațete. Mie mi se pare că e o problemă, un exemplu, și aș vrea să prevenim, dacă putem. Adică eu pot să-mi imaginez că am ce ai să răspunzi, dar te las să răspunzi și după aceea să comentăm un pic. Fațetele astea, să-ți strici dinții și să pui... Uite, pentru că tocmai ceea ce promovăm noi în clinicile noastre este stomatologia minim-invazivă și pentru că oricum conceptul meu, formația mea este mai mult pe cât mai natural, dar în același timp și estetic, da? Pentru că nu... natural, dar să arate urât și tu să te simți rău în pielea ta pentru că, nu știu, ai un zâmbet închis la culoare, o culoare A3, A3,5, care este o nuanță închisă de dinți, doar pentru că așa ți-a lăsat-o natura, dar tu nu te simți bine cu ea și știind că poți să faci o albire dentară, de exemplu, ceea ce nu este deloc invaziv, mai ales dacă o faci cu laserul, există tehnologii mai noi care te pot ajuta, da, okay. Te pot ajuta să nu afectezi smalțul dinților și să fie o albire fără invazivitate. Atunci, da, normal că recomand treaba asta, pentru că, sincer, stima de sine și încrederea pe care o ai în tine și modul în care te simți în viața ta sunt foarte, foarte importante. De aici decurg o grămadă de alte lucruri. Pe de altă parte, când mergem în zona... Exagerărilor, da, în care tu poate ai reușit să ai un zâmbet frumos și doar dacă ți-ai face o albire dentară și ți-ai repara cariile, de exemplu, da, și ți-ai face un detartraj și ar arăta totul foarte bine, dar tu consideri că trebuie să fie totul perfect, da, perfecțiunea aia ireală, nenaturală. Vine cu niște costuri, probabil. Da, exact. Atunci nu pot să zic că sunt de acord. Și... fațetele, bineînțeles, ele își au rolul lor și noi punem pacienților fațete. E adevărat că nu prea mergem în zona asta în care fațetele sunt foarte albe, stil faianță. Da? Recunosc chestia asta, că nu, când mă întreabă pacienții și așa încerc să le explic că cumva ăsta este un curent acum, mă rog, care e mai în vogă acum, poate peste 10 ani chestia asta o să pară, nu știu, vulgară sau... ceva care să nu-ți mai placă. Și ce faci? Te apuci iară să dărâm totul? Le poți da jos și să spui altele? Da, sau sigur, cum? Le poți da jos și să spui altele, numai că iarăși este ceva invaziv, plus costurile aferente. Și eu nu găsesc sensul acestor lucruri decât dacă sunt justificate. Da, ok, chiar nu se poate face altfel, nu știu, am niște obturații mari pe dinții frontali, n-arată bine, nu mai pot să refac tot din plombe zona respectivă astfel încât să arate ok și eu să fiu mulțumit. Și atunci, normal că apelez la fațete, este perfect normal, că este un tratament medical, da? Da, care da. Și are indicațiile lui. Sau coroane, da? Depinde de situație. Dar dacă tu ai niște dinți buni, care n-au nicio problemă, care arată bine și doar vrei să fie albul ăla opac așa și aliniați într-un anumit fel, atunci
Nu știu, nu sunt de acord cu chestia asta. Dar până la urmă fiecare poate să facă ce alegeri își dorește legat de propriul corp. Și dacă consideră că acele fațete într-adevăr vor face așa un wow, o diferență foarte mare în viața lui și în capacitatea lui de, și în stima lui de sine, atunci na, până la urmă apelez și la asta. Oricum, stilul ăsta cu fațetele foarte albe este cumva un stil care vine, sunt influențe americane. Pentru că în Europa stilul ăsta nu prea este agreat de falsitate, cumva să arate fals zâmbetul. În Europa de obicei se caută un zâmbet frumos, dar natural. Și poți să pui fațete, dar să arate ca niște dinți naturali. Natural. Nu trebuie neapărat să fie albe opace de sus până jos și cumva să pară totul foarte artificial. Uh-huh. În general, mie, de exemplu, și chiar le spun pacienților că cu cât medicul este mai bun, mai priceput, cu atât scade riscul să fii cumva întrebat sau să ți se spună a, ți-ai pus dinți. Uh-huh. Dacă cineva ți-a spus a, ți-ai pus dinți, înseamnă că nu arată prea natural, da? Uh-huh. Și că modificările respective nu sunt neapărat în armonie cu tine. Cam așa aș vedea eu lucrurile. Și îndreptarea dinților la copii, cam la ce, adică acele plăcuțe care se pun pe fiecare dinte în parte și faptul că stai o perioadă de aduce doar beneficii sau sunt și aici niște merită să facem îndreptarea dinților la toți copiii sau cum privim acest lucru? Ce mult mă bucur că mă întreb chestia asta. Uite, vreau să spun un lucru. Puțină lume știe că planul de ocluzie, adică planul de mușcătură, ar trebui să fie paralel cu planul umerilor, cu planul bazinului, cu planul genunchilor, cu planul gleznelor, pentru a ne menține postura. Și dacă un plan, respectiv mușcătura, este strâmbă sau denivelată, corpul va încerca să suplinească acest lucru strâmbând în ghilimele un alt plan, înclinând un alt plan pentru a-și menține postura. Foarte mulți fiziokinetoterapeuți știu treaba asta și de obicei când iau o persoană și încearcă să-i îndrepte spatele și așa mai departe și fac exerciții cu el, îi spun, eu fac treaba asta, dar pe urmă trebuie să mergi și la stomatolog pentru a-ți regla ocluzia, pentru a-ți regla mușcătura. Este super important, pentru că altfel te îndreaptă, ești bine o perioadă, după care te strâmb la loc. Te mai strâmb și din alți factori, dar ocluzia poate fi unul dintre motive. Pe partea cealaltă însă nu prea se cunosc lucrurile, adică stomatologul de obicei nu trimite și la fiziokinetoterapeut ca să se îndrepte pacientul după ce și-a îndreptat dinții să-și îndrepte și restul scheletului, da? Practic asta e problema. Și o astfel de problemă de mușcătură generată de faptul că dinții nu sunt aliniați pe arcade, că dinții de sus nu mușcă peste cei de jos așa cum ar trebui, o astfel de mușcătură poate să genereze probleme la nivelul dinților. De ce? Pentru că dacă dinții nu sunt aliniați, forțele masticatorii vor produce interferențe și în anumite zone dinții se lovesc între ei și se pot abraza, fisura, distruge, ciobi și așa mai departe. Asta odată la nivel de dinte. Pe urmă, forțele respective masticatorii se duc mai departe prin gingie în os și traumatizează și osul și pot să ai parte de niște retracții gingivale datorită unei mușcături incorrecte și se poate instala și o parodontoză ulterior. Pe urmă, dacă nu rezolvi mușcătura, probleme încep să apară la nivelul articulației temporomandibular. Încep să nu mai poți să deschizi gura cum trebuie, să ai dureri, inclusiv poți să ai dureri de cap, poți să ai cracmente când deschizi gura, adică niște sunete, niște pocnituri când deschizi și închizi gura. Poți apoi să ai probleme cervicale, să ai probleme la nivel de coloană vertebrală, să ai probleme la nivelul întregului schelet, doar datorită unei mușcături incorrecte. Este fantastică chestia asta și există studii peste tot în lume, doar că în România nu prea se vorbește de treaba asta și eu chiar vreau să includ în clinicile noastre și acest serviciu de fiziokinetoterapie, toți cei care și-au pus aparat ortodontic să fie îndreptați pe urmă și pe restul corpului. Pentru că asta înseamnă o gândire holistică. Oamenii, cumva și aici, mă rog, și noi medicii suntem de vină, văd gura ca fiind ceva cumva care nu face parte din corp. La stomatolog te duci într-o altă clinică care nu are legătură cu restul. Da, exact. Și gura
nu mai este parte din corpul nostru, e ceva ce se tratează diferit, care n-are treabă cu tubul digestiv, care n-are treabă cu scheletul, care n-are, dar are treabă cu toate, da? Pentru că ea este inclusă în corpul nostru. Și atunci, în momentul în care reglezi ocluzia unui copil sau unui adult, că și la adulți e indicat să faci asta, practic îl aliniezi și din punct de vedere scheletal, postural și așa mai departe și previi probleme ulterioare. Și eu chiar, pare rău că n-am cum să vă arăt acum, dar există studii care arată cum se modifică coloana, cum se curbează într-un mod nenatural, bineînțeles, în funcție de cum este poziționată mandibula față de maxilar. Dacă, de exemplu, e poziționată mai în spate, că știi că sunt pacienți care au o mandibulă mică și mai retrasă. Da, și se pune de obicei o proteză de menton. Ei, și în momentul ăla când este mai retrasă mandibula și poziția corpului devine diferită. Se curbează coloana într-un anumit fel patologic. Dacă, din contră, ai maxilarul mai în față, mandibula mai în față, coloana va lua o altă curbură, tot patologică. Da? Se fac cifoze, se face cocoașă și așa mai departe. Deci este fantastic să vezi legătura asta pe care foarte puțin o fac și care mie mi se pare esențială. Pentru că de la o mușcătură incorrectă pornesc o grămadă de probleme dentare, majoritatea problemelor dentare și probleme posturale. Mușcătură corectă însemnând exact cum? Cum ar trebui să fie mușcătura? Păi ar trebui... Dinții de sus să vină fix pe dinții de jos sau cum? Nu, ar trebui să fie așa. Atâta cât poți să înțelegem și noi un pic. Da. Noi avem, există în ADN-ul nostru o informație cum ar trebui să fim noi. Respectiv, ar trebui să avem niște arcade perfect simetrice, cu dinți perfect aliniați pe ele. Asta înseamnă să nu fie spații între dinți și să nu fie nici dinți înghesuiți. Da? Și nici un dinte mai în față sau unul mai în spate sau ceva de genul. Iar dinții de sus trebuie să muște peste cei de jos, precum capacul pe cutie. Dar să nu-i acopere mai mult de 2-3. Ok. Da? Verificăm în oglindă. Cam asta foarte important. Ceva de genul. Informația. Da? Asta este mușcătura corectă. Mă rog, mai sunt și alte repere, dar asta așa e cel mai simplu să-ți dai seama. Orice deviere, cât de mică, de la această armonie pe care noi ar trebui să o avem, duce într-o zonă patologică. E suficient ca un singur dinte să nu stea pe locul lui, să fie mai rotat sau mai în față sau mai în spate și tot ansamblu, toată mușcătura se dezechilibrează pentru că dinții lucrează într-o echipă. Da? Ei nu sunt, nu face fiecare ce vrea acolo, ci lucrează în echipă. Și atunci e foarte important să, dacă avem copii cu probleme ortodontice, să le punem aparat. Este esențial. De la ce vârstă începem? Păi, după ce au ieșit dinții definitiv sau... Da, de obicei, asta ortodontul e cel mai bine să aprecieze el. Noi, în primul rând, ar fi bine să ducem copiii oricum la controlele regulate, dar dacă observăm că s-a întâmplat ceva, că nu știu, i-a rupt copilului un dinte mai în spate, mai în față sau că n-au loc dinții sau așa, ar trebui neapărat să mergem la stomatolog și să vedem dacă este cazul să se pună aparat sau nu și de la ce vârstă. Uneori se mai așteaptă până îi apar toți dinții definitiv. Alteori se aplică niște trainere, niște aparate mobile la copii mai mici pentru a stimula creșterea maxilarelor, de exemplu. Adică sunt situații și situații, nu-i mereu la fel. Iar la adulți, acum... Ce este de obicei, oricum să știi că în tot timpul ăsta cât am lucrat, eu nu am găsit nicio persoană cu mușcătura corectă. Nici măcar nu. Adică nu, eu nu am găsit. Eu personal nu am găsit. Toată lumea, mai mult sau mai puțin, este strâmbă și ăsta este un adevăr. Râdem, dar ce putem să spunem? Eu, de exemplu, am avut o ocluzie foarte bună până la 40 și ceva de ani când mi-a erupt un molar de minte. Și a început să-mi împingă dinții și mi-a înghesuit. Și acum nu știu dacă se vede, dar port aparat ortodontic. Deci nu lăsăm măselele de minte niciodată, le scoatem? Asta era următoarea întrebare. Da, aici uite... Pentru că eu n-am fost, eu le-am în continuare alea care, că n-am decât 3. Iarăși trebuie evaluată fiecare situație în parte. Sunt oameni care folosesc măselele de minte
sunt erupte normal, au avut loc pe arcade, n-au produs niciun incident și atunci nu există niciun motiv pentru care le-ar extrage. Sunt persoane care, cărora acești molari le-au produs tot felul de probleme. Inflamații, infecții, dureri. Deci sunt avem măsură în toate. Îmi place atitudinea ta, adică e logică, e normală. Am întâlnit medici care au zis nu, scoatem oricum. Păi, măi, dacă i-a lăsat natura și nu te deranjează cu nimic, poate au și un rol. Ne trezim peste 10 ani că toți molarii de minte trebuie să rămână la loc, că am descoperit altceva. Să avem așa o oarecare și îmi place mult că ai această atitudine echilibrată. Tratamentele întotdeauna trebuie să fie personalizate. Nu cred că există ceva ce să li se potrivească tuturor și de asta trebuie cumva să vezi care e situația. Acum, pe de altă parte, uite, eu de obicei recomandam ca dacă molarii sunt în os și n-au erupt și nu s-a întâmplat nimic cu ei o viață întreagă, să nu-i scoți. Drept dovadă, așa am făcut și în cazul meu. Da, aveam niște molari care erau în os și care nu au zis nimic timp de 40 de ani. Dar nimic. Și după 40 de ani m-am trezit că vrea să iasă, mi-a venit mintea la cap, După ce ai născut băiețelul? Da. Da, poate că evenimentul ăsta i-a stimulat cumva. Exact, exact. În perioada în care am fost însărcinată și când am născut, atunci a început și el să-și facă apariția. Și iată ce a făcut, mi-a strâmbat dinții și acum trebuie să port aparat ortodontic. Și atunci cred că trebuie discutat, trebuie văzută fiecare situație în parte. Uneori se potrivește să spui, da, trebuie extrași toți molarii, alteori nu se potrivește. Mie nu-mi place să fiu așa invazivă cu pacienții, să scoatem dinți când nu trebuie, să facem tratamente nenecesare, să nu știu. Întotdeauna merg cu pași mici dinspre mai simplu către ceva mai complex. Dacă nu se poate, asta e, facem și ceva mai complex. Și o ultimă întrebare și aici chiar mă interesează pe mine în mod personal și direct. E vorba de o măseluță de lapte, cariată, la un copil de 8 ani. Din câte am aflat, pe la 9 ani ar trebui să cadă măseluța. Nu deranjează, nu inflamează, nu e acolo. O curățăm frumos, avem grijă să nu rămână niciun rest alimentar și o spălăm și îi facem tot ce trebuie. Care e atitudinea? Ce ar trebui să facem? Pentru că eu nu pot să spun că n-am fost la medicul stomatolog, am fost, dar am plecat cu mai multe păreri și nu știu ce să aleg. Tu cum ai sfătui? Bine, probabil că o să-mi spui că în primul rând vrei să vezi pacientul. De acord. Dar după ce îl vezi, oare ce o să-mi spui? Nu știu ce să fac. De ce trebuie să scoatem o măseluță de minte care oricum peste câteva luni o să cadă singură? Chiar dacă e... Deci, într-adevăr, întâi trebuie văzut pacientul pentru că trebuie gândită soluția în funcție de nevoile lui. Dar, de principiu, orice dinte temporar care are o afecțiune, are o carie sau poate are o infecție sau poate are, nu știu, o infecție pe canal, riscul ca el să rămână așa, nu știu, deschis, de exemplu, sau cu problema netratată, ar fi faptul că orice infecție de la el poate afecta mugurele dintelui definitiv, care este chiar sub. Acel dinte temporar. Și acum, de asta mulți medici recomandă fie tratarea măselei respective ca să nu o lași deschisă, nu știu, prin tratamente de canal și o obturație. Ce înseamnă tratament de canal? Se curăță canalele dintelui și se pune acolo un material de obturație, da? Uh-huh. Depinde, la copii e diferit de cel pentru adulți, după care pui o plombă deasupra sau ce e nevoie. Astfel închis să închizi dintele. Am făcut asta și sub el a apărut infecția, uh-huh. Am dat jos plomba, uh-huh. Și rămânem deschiși, acum suntem deschiși complet, nu ne mai doare nimic, uh-huh. Totul e total, fără niciun fel de semn de inflamație. Chiar și Briana mi-a zis, mama, dar de ce? Ce să-i mai facem? Că abia acum mă simt și eu bine. Dacă punem iar plombă și nu știm ce să facem. Evident, nu știm ce să facem. Mai mergem la niște stomatologi, mai mergem din nou la câteva consulturi, ca până la urmă să reușim să concluzionăm, să vedem ce atitudine e cea mai potrivită pentru
pentru ea. Având în vedere că este un interval relativ scurt de timp între momentul ăsta și momentul în care va schimba dintele, dacă nu este ceva acut, dacă nu este un pericol de infecție, de inflamație, de mai știu eu ce alte lucruri, probabil că aș mai menține expectativa o perioadă și aș vedea ce se întâmplă. Uh-huh. Da? Dacă a avut deja un tratament de canal și totuși infecția a răbufnit din nou, e posibil ca un al doilea tratament de canal să nu dea nici el rezultate, pentru că dinții copiilor sunt un pic mai complicați decât dinții adulților. Da. E mai greu să cureți bine acolo, e mai greu să decontaminezi cu adevărat, e destul de dificil să faci un tratament așa 100% perfect cum îl faci pentru un adult. Copiii nu stau, n-au răbdare, trebuie să te grăbești, sunt alte tehnici pentru ei, alte proceduri pentru ei. Și de cele mai multe ori, procedurile astea sunt mai mult niște tehnici de temporizare a lucrurilor. Exact, pentru că tot vine dintele de pe dedesubt. Da, exact. De multe ori pică plombele pe care le pui la copii, nu stau bine, ei salivează, e mai complicat. Și de multe ori, de fapt, stomatologia pe care o facem pentru copii, de multe ori este o stomatologie care temporizează lucrurile, astfel încât să nu avanseze, să nu fie infecții și dureri și disconfort, până când apare dentiția definitivă. Deci, se poate menține și o expectativă dacă nu sunt acum niște probleme grave și mai ales dacă ei este teamă și cumva trebuie puse în balanță. Da? Dar dacă scoatem dintele ăsta cariat, că nici asta n-am reușit să înțeleg, nu scoatem dintele cariat, nu scoatem măseaua cariată pentru că se închide locul sau se... Uh-huh. În cât timp s-ar închide, s-ar pierde locul? Da, asta este, într-adevăr, poate fi o problemă, pentru că odată ce extragi un dinte temporar înainte să-i vină lui vremea să plece de pe arcadă, poate exista acest risc ca restul dinților să migreze și cumva să nu se mai, să nu mai existe spațiu suficient pentru dintele care rupe dedesubt. Și de obicei se montează acolo un menținător de spațiu ca să-i fii sigur că în momentul în care vine dintele definitiv are unde să erupă. Ce înseamnă menținător de spațiu? E un fel de... Un dispozitiv. Un dispozitiv. Da, e un dispozitiv special, nu e ceva super complicat, ceva care ține acolo dinții la distanța potrivită. Pentru că trebuie să avem grijă puțin și legat de asta, fiindcă așa cum vorbeam mai devreme, dacă dinții nu erup corect pe arcadă, iar se dezechilibrează mușcătura, e nevoie de aparat dentar mai târziu, e mai complicat. Nu se stimulează creșterea maxilarelor așa cum ar trebui. Deci e importantă și partea asta. Dar, cum spuneam, fiecare caz trebuie judecat în parte. Cristina, a făcut o reală plăcere discuția cu tine și sunt convinsă că și... urmăritorii mei de pe Facebook și de pe YouTube vor aprecia toate sfaturile pe care le dai. Sunt logice, pline de bun simț, aproape de natură, exact ceea ce ne dorim. Nu mă mir că business-ul tău florește cu astfel de atitudine. Te felicit pentru tot ce ai făcut și pentru felul în care gândești. Mulțumesc și, cred că în curând, Nu văd de ce ne-am putea întâlni din nou să continuăm aceste discuții, poate și numai țintit așa pe capitole, astfel încât oamenii să afle ce stă în putința lor, ce pot ei face acasă pentru a preveni toate aceste lucruri deranjante de la nivelul cavității orale. Mulțumesc, felicitări încă o dată, vă îmbrățișez cu drag, nu uitați, sănătatea ta, prioritatea mea.